Iubite familie îndoliată, dragi frați și surori, primiți condoleanțe din partea Bisericii Ghețimani, fratele Costică Hrișcă și ceilalți frați, v-au salutat în numele Domnului. Noi avem rugăciuni în seara aceasta și ei se vor ruga în seara aceasta la Ghețimani pentru voi, ca Domnul să vă mângâie și să vă binecuvinteze. Cu mulți ani în urmă, îl văd pe fratele Murza aici, am fost în casa voastră unde s-a făcut adunarea cu sanducul. Lucra în armată și ei nu știau că e pocăit și după aia nu a mai putut lucra. S-a dezbrăcat de uniformă, s-a îmbrăcat civil și pentru prima dată am fost în casa voastră, care s-a făcut o casă simplă de țară, s-a făcut adunare la voi în casă. Sunt mulți ani de atunci. Nu mai țin minte dacă m-am întâlnit cu tata vostru atunci. O singură dată am fost în localitatea aceea. Mi-a plăcut meleagurile Bistriței. Erau meleaguri frumoase și frați, biserici calde. Erau începuturile. Mergeau peste dealuri, peste văi, la stăruinți, în case. Dumnezeu lucra într-un mod deosebit. S-a citit un text frumos în seara aceasta, cum vom învia. Există înviere, să știți. Dumnezeu mi-a pus pe inimă, azi mă gândeam, ce să vă spun? Și știți ce mi s-a îndreptat gândul, unde mi s-a îndreptat gândul? Am fost la tata vostru și la bunicul, cred că lunea trecută, lunea elaltă. A venit Cornel și a spus, bine te rog până la tata. Era frig afară și l-am văzut ultima dată. Și mi s-a spus că a fost lucid câteva zile înainte și a vorbit cu voi, cu toți. Aia a fost ultima dată. Vreau să vă amintesc ceva în seara aceasta. Un bărbat și o femeie care Dumnezeu a rânduit prin ei să vă nașteți voi și să fiți două generații aici în seara aceasta alături de el. Poate aveți și strănepoți, nu știu. Toată munca lor a fost frumos. Anii copilărie, țineți minte, poate vă bătea când mergeți cu vaca sau să ieșiți cu oile sau să întoarceți gâștile de pe câmp sau, mă rog, e viața copilăriei și a unei fermi mici și cu mulți copii acasă. Poate dormeați unul într-o parte, unul într-o parte, unul cu picioarele la capul celuilalt sau căsuță mică, nu era mare. Dar i-ați văzut pe cei doi, pe mama și tata, rugându-se de multe ori. I-ați văzut pe mama și pe tata plângând pentru voi. Este imposibil să nu-i fi văzut. Poate altă dată vă supăra cu cicăleala lor, altă dată poate v-a adus un candy, o bomboană și a zis, ai ce bun e tata. Dar printre toate acestea, viața de familie, aceștia doi au încercat să vă spună ceva. Există o înviere și există un loc undeva în cer. Există un Dumnezeu, există o altă împărăție.
Încet, încet, vorba lor poate s-a șternut praful. A fost povești frumoase în trecut. Aș vrea să preiau munca lor de o viață cu voi. Și în seara aceasta, în câteva cuvinte, am să vorbesc un subiect de predică care cel mai mare predicator al tuturor timpurilor a avut subiectul acesta de predică. Și vi-l amintesc vouă în seara aceasta. Vă rog să ascultați cuvintele din Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 14 și 15. După ce a fost închis Ioan Botezătorul, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. Despre El e vorba, despre Iisus. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Aproape. Și acum e subiectul meu din seara aceasta, e subiectul lui. Putem să copiem. Că acum dacă predic unul, zice să nu copiez predica. Dar aici nu-i scris să nu copiez ce este scris în Biblie. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Asta au fost tata și mama care v-au spus toată viața. Și seara aceasta să vorbesc doar câteva cuvinte. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Când eram copil, la școală, doi dintre profesori care se credeau mai comuniști ca ceilalți, vroia să-și bată joc de credincioși. Nu spunea, baptistule, ridică-te în picioare. Nu spunea, penticostalule, ridică-te, ieși la tablă. Spunea, pocăitule, pocăitule. Noi acum s-a îndulcit puțin, ce mi-s penticostal, e mai dulce puțin. Dacă spui pocăit și acum, și acum, dacă spui pocăit, mergi la companie și spui, ce religie ai? Îți pocăit. Să vezi cum se uită la tine. I repent. Se uită la tine? Dacă spui catolic, ortodox, baptist, penticostal, I know that. Dar pocăit este diferit. Știți ce era frumosul anilor trecuți? Pocăința. Știți de ce n-aveați voie să mergeți la film și poate mama vinea cu varga? Ai plecat la film, las că-ți dau eu când vin apoi. Că erai pocăit, doar atât. Auziți ce spune aici? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Odată a vrut să-și bată joc de mine la compania care lucram în Timișoara. Când am venit în armată, au auzit că sunt pocăit și i-au făcut o caricatură. Caricatură e un desen din ăla de mână, așa. Și m-au desenat pe mine cu o tablă în față și cu una în spate și scria în piept, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și în spate scria, pocăiți-vă spre iertarea păcatelor. Și l-au pus la gazetă afară, la stradă. Compania avea 1200 și ceva de angajați, dar aici era strada principală și toți care treceau vine acolo. Eu eram la mijloc, în colț era desenat un bătrân cu o barbă așa ca Santa Claus, ca și Moș Crăciun, și jos erau trei demoni cu corni și cu coadă, făceau fugă. Asta era desenul, caricatura. Când am venit dimineața la serviciu, m-am uitat Aurel Bălici. Pentru că eram pocăit. Atât.
La ora 9:30 m-a chemat șeful cadrelor. I-a spus la inginer să vin la birou și am mers la birou. Erau 6 indivizi, 2 de la județ, 1 de la UTC, secretarul de partid și era și șeful cadrelor. Și zice, îți place poza? Și mi-a venit un gând atunci, dar înainte de a pune ei poza, mă gândeam cum să stau odată la poarta fabricii și să spun un verset de Biblie la toți prietenii mei, la toți colegii. Și spun, tovarășul Ardeleanu, vă mulțumesc frumos, avem de gând de a-mi era rușine. A spus 2 versete din Biblie și vă mulțumesc din toată inima că mi-ați făcut serviciul acesta. O suna la portar să iei jos ăla. Dar Dumnezeu avea un plan de la desenul ăla, de la caricatura aceea. S-au pocăit 32 în companie. Ingineri, maestri, muncitori și până în ziua de azi sunt credincioși. O caricatură! Acum revenim la noi, frați și surori. Nu știu când veți mai fi împreună așa. Poate odată la bârde sau la o nuntă sau nu știu, dar în formația aceasta, în jurul acestui secriu, eu preiau vorba mamei și a tatălui. Se merită să fii pocăit și să crezi în Evanghelia aceasta. Că Evanghelia aceasta e secretul vieții, să știți. Aici scrie despre înviere, dacă ești pocăit. Și ai murit pocăit, aici spune, vom învia. Dar nu vom mai învia așa pentru bajocuri din nou, să se spună pocăit. Nu, vine o altă împărăție. Prima frază, primul verset spunea, și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu și el zicea, Iisus, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Numai Biblia vorbește de o altă împărăție. Împărățiile lumii n-au fost multe din astea mari, că toți se cred împărați, dar un împărat cel mai a tuturor timpurilor s-a gândit, dacă mor, cui va rămâne regatul ăsta? Și Dumnezeu dă un vis, o vedenie, un chip mare, cap de aur, și dumneavoastră știți Biblia. Deci s-a desprins o piatră din munte și a lovit chipul acesta, toate împărățiile lumii, auzi? Și piatra aceasta s-a făcut ea însăși o împărăție. Și piatra aceasta e Hristos Domnul. El care este pârga celor înviați din morți, primul. Păi nu se merită să crezi în Scripturi? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Avem proof, avem dovadă că există înviere. Domnul Iisus a înviat. Nu i-a poruncit cineva ca la Lazar să iasă afară, nu. A fost socotit de Dumnezeu Tatăl și auzi, l-a înviat pentru noi ca să fie un model, o pildă de urmat și o încredere tare pentru toate timpurile. Mesajul meu sau vorba mea sau îndemnul meu în seara aceasta este atât noi ceilalți, Biserica Ghețiman, voi familii, dragi copii care ați rămas, dacă tata odată să mai poată vorbi, tot asta v-ar spune, să știți, se merită să fiți credincioși. Am auzit că tata a avut o prorocie, nu știu cum, dar se spunea în prorocia aceea că toți vă veți pocăi.
Eu nu vă cunosc, nici nu știu cât sunteți pocăiți, cât nu sunteți pocăiți. Nu știu asta. Vă cunosc așa din vedere pe unii, dar vreau toți să fim pocăiți, nu numai voi, și noi. Să slujim Domnului și să ne pocăim și să credem în Evanghelie, că se merită. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Și într-o zi vine Iisus, ăla care a vorbit de împărăție. Și împărăția lui este veșnică. Venim la adunare, luăm botezul, primim Duhul Sfânt. Toate acestea sunt actele, ca un pașaport de plecare în ziua aceea. Vorbesc așa cum, ca să mă puteți înțelege. Dar ne pregătim de un zbor cosmic. Dar nu mergem aiurea să ne pierdem în radar. Nu este asta. Va veni El după noi și va fi cea mai frumoasă întâlnire. Să nu lipsești acolo. Acolo va fi și mama. Acolo va fi și tata. L-am văzut senin în pat o săptămână înainte de a pleca. Cu freze. Eu schel, el avea freze, periucă, la 90 și câțiva de ani. Și o figură așa, nu era trist, nu era... M-am uitat la fața lui. Era pregătit de drum. Domnul să vă binecuvinteze, să fie cu voi. Și mai repet încă o dată, să nu uitați asta de la privechiul lui tata. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Repet, credeți în Evanghelie, că acesta este adevărul veșnic. Credeți în Evanghelie. Și veți fi cei mai fericiți oameni în ziua întâlnirii cu Domnul și cu părinții voștri. Amen.